dragi hunedoreni, sper că v-ați trezit și v-ați pregătit și cafeluța, pentru că începem o nouă zi și cum altfel decât cu zâmbetul pe buze, la fel cum e și Nicol, chiar dacă e acolo foarte concentrată și chiar acum îi spun bună dimineața! Bună dimineața, tinerețe, bună dimineața, dragii noștri! Cum ești? Bine. Bine? Bine. Ești veselă, așa, de la prima ora dimineții, nu? Nu chiar foarte veselă, pentru că îți dai seama că de azi noapte nu este apă. Da. Și nu este toată ziua apă, și nu putem să mergem nici să bem cafea, nici să ne bem ceaiul, nu putem nici să ne spălăm vasele, nu putem să facem nici dușul de dimineață, nu putem să facem o grămadă de chestii fără apă. Dar, în schimb, putem să facem alte lucruri, pentru că, prin simplu fapt că, uite, nu o să putem să ne spălăm vasele, câștigăm timp să ne plimbăm un pic, să ne relaxăm, să stăm, să citim o carte, cu atât mai mult că Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu, Hunedoara Deva, ne-a pregătit un stand de carte cu vânzare. În cadrul secției de artă și carte franceză putem să intrăm și să achiziționăm orice carte noi ne dorim. Așa că, uite că putem să ne bucurăm, eu știu, din cauza că nu putem face alte lucruri, să avem timp de altceva, nu, Nicol? Ei, și tot astăzi, începând cu ora 11 la Deva Mall, tot Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva pregătește lansare de carte. Este vorba despre volumul Iubire fără cuvinte, scris de Isabela Hașa. Se pare că actrița noastră deviancă s-a apucat și de scris și sunt foarte curioasă să vedem despre ce este vorba în această carte. Cred că este vorba despre iubirea fără cuvinte oferită de animăluțele de companie, Nicol? Nu știu, n-am citit. Eu mă luat după afiș, interpretez afișul, ținând cont de faptul că este un animăluț acolo pe copertă. Cine ne poate oferi iubire fără cuvinte? Cel mai bine, cel mai bine trebuia să le întrebăm pe Sebastian, pentru că Sebastian citește toate cărțile. Toate cărțile și după aceea face prezentarea lor, îți dai seama. Deci este chiar, pot să spun, hunedoreanul care a citit tot ce a apărut de câțiva ani încoace nou pe piața literară din România, din Deva. Deci tot ce vrem să aflăm despre din cărțile județ. Lansate aici în județul Hunedoara, putem să întotdeauna el își însoțește invitațiile la eveniment, tot timpul le însoțește și de un text prin care face o recenzie a cărții. Apropo de recenzie, dacă vrem să aflăm informații despre ce se întâmplă în județul Hunedoara, cum este domnul manager Sebastian Baraș, pe Nicol Ebner, care pot să-i pun absolut orice întrebare despre ce se întâmplă aici în județ și aș ști să-mi răspundă. Tocmai de aceea urmează întrebările la revista presei. Hai să începem! Știi cum e o melodie? Zile bune, zile rele, ce ne oferi tu astăzi nouă? Știri bune și știri rele, normal. Trebuie menținut echilibrul. Chiar dacă ne străduim ca în această lună decembrie, luna cadourilor, sfârșit de an, sfârșit de, adică luna bilanțului, știu eu, din punct de vedere astrologic, o lună extrem, extrem de dificilă, știi, nu poți să vorbești numai de bine. Inevitabil apare și răul. Sau greul, mai degrabă situațiile spus. Situațiile acestea extreme ne ajută să ne autodepășim și să ne dezvoltăm ca persoane, pentru că dacă totul ar fi doar roz, când am mai avea vreme să mai și evoluăm? Doar când mai primim câte un bobârnac așa de la viață, reușim să ne facem așa o analiză a vieții noastre și să vrem să depășim acea situație. Cine și are putere? Dezvoltăm. Cine are putere? Toată lumea poate. Cine are toată putere? Cine n-are putere, uite-te, se întâmplă o mulțime de nenorociri, tineri care se sinucid. Aoleu, nu vreau de astea. Păi, tocmai, trecem la o parte, le dăm la o parte. Dar asta vreau să spun, cine are putere? Cine are putere și suficientă experiență să toți se mobilizeze? Toți avem putere noi, doar că trebuie să știm unde să căutăm. Și prieteni buni, știi, pe lângă, care să le ofere o mână de ajutor exact când au nevoie. PNL, în disperare de cauză, PNL recurge la racolări în Valea Jiului. Partidul Național Liberal nu a avut niciun primar în Valea Jiului, acum speră să spargă monopolul PSD. Cu cine? Și, mă rog, nu, activități politice de sfârșit de an. Cu se cine? Înțeleg că fiecărui partid s-a încășunat anul acesta, de fapt pe anul viitor, pe câte un oraș, pe câte o zonă a județului, așa mai mult? Toată lumea vrea să câștige tot județul, îți dai seama că e nebunia de pe lume, nu? Se etichetează până să cadă Moloț, județul a fost un județ albastru, galben,
mă rog, curcubeu. Nu, liberal, asta vreau să spun, de dreapta. Acum, după ce a picat Moloț, județul a devenit roșu, adică de stânga, culoarea PSD-ului. Și uite așa, toată lumea vrea când așa, când așa, hai să schimbăm culorile. Ca semaforul, știi? Că istoria se repetă. De la roșu la verde, de la verde la roșu și așa mai departe. Și un galben de mijloc. Roata și pătrată, tot se învârt odată? Da, tot se mai învârt odată, sigur că no, da. Nu, păi e normal, nu? Așa, peste 1 miliard de lei vechi pentru aproximativ 150 de metri decorații de Crăciun. Primăria Deva o dă la întors în privința centralizatorului. Știi că cei de la Glasul au fost... Asta este titlul din Glasul Hunedoarei. Știi că au fost critici a jurnaliștilor. Câți metri? 150 de metri de decorații, da. Se pare că centralizatorul la Orăști au achiziționat mult mai ieftin. Chiar îmi primeam răspunsul la câți bani s-au alocat de la bugetul local și cât costă metrul liniar. Da, și cât costă metrul liniar de plus, da. Figurine. Mai, critica este bună, pentru că într-adevăr am văzut acum venind iată, perdele de luminițe pe copăcei din fața primăriei, perdele de luminițe în sensul giratorului de la JOFM. Înseamnă că, stai, nu vreau să mă gândesc ce a fost la gura primarului după ce a văzut articolele din presă vis-a-vis de relația cu firma care prestează astfel de servicii. Că acum, să fim serioși, nu primarul negociază cu firma, nu primarul semnează neapărat contractul. El rămâne țapul ispășitor, sigur că da. Și dacă n-ai oameni buni în subordine, ești fiul ploii. Da, sigur că da. Asta contează foarte mult să-ți faci echipă bună în preajmă, pentru că inevitabil mai devreme sau mai târziu plătești inclusiv pentru ceea ce nu fac oamenii din echipă. Bineînțeles, iată, sfârșit de an se acutizează lupta politică, îți dai seama că închipuiește-ți că deja se prefigurează lista viitorilor candidați pentru primării. Lăsăm la o parte Valea Jiului, unde luptele sunt chiar lupte interne în sânul PSD, am spus zilele trecute. Aici, gândește-te, este Petre Mărginean, care mai vrea încă un mandat și... Ferm pe poziție. Și ferm pe poziție. A apărut ca o sulă în coaste Mircea Muntean, să vedem care va fi verdictul de la instanță, dacă mai ajunge să-și depună candidatura sau nu. A apărut Cristian Vladu de la Partidul Național Democrat, da? PND? Care și-a anunțat la sfârșitul săptămânii, în acest weekend, și-a anunțat și el candidatura la DEVA. Gândește-te că mai este și Marian Muntean, probabil, posibil, candidat de la ALDE. Iacă-te, deja se prefigurează... Am învățat și eu care eram total paralele cu ei deja, cu Nicol, cu tine, cu revista presă, încep și eu să știu. Putărită e de acolo, restul ceilalți... La Hunedoara se știe clar deocamdată. Lupta este între Arion, actualul primar, și Bobăuțanu, viceprimarul de la PSD. Să vedem ce mai fi și pe acolo, dar pe lângă ei doi, nu știu cine s-ar mai putea... La fel, să știu, doi candidați, și anume actualul primar... Bălan și viceprimarul de la PNL. PNL-ului Doru. Deci bătălia este între PNL, între PSD. Între primar și viceprimar. Cam asta e lupta gladiatorilor. Acum, după ce ți-ai făcut... Dar Deva nu auzi de domnul Moș să candideze. Da, nici nu știu dacă ar avea șanse. Nici nu cred că are. Mai la Deva sunt alți candidați față de primar și viceprimar. În rest, peste tot văd că se respectă. Și eu sunt foarte curioasă să văd cu cine iese PSD-ul la înaintare. Bun, deci cum spuneam, se acutizează lupta politică. Marian Muntean acuză primarul Petru Mărginean dezinformează populația și așa mai departe. Nu el face nici comunicatele de presă, nici statisticele, dar, cum spuneam, atenție la subordonați. Am spus-o de nu știu câte ori și o repet și mențin acest punct de vedere. În sistemul bugetar, în rândul funcționărimii, dacă nu ești atent, cum te-ai întors cu spatele, în 2 secunde te-au devorat, te-au terminat. Așa că, iată, sunt o mulțime de primari care au intrat la pușcărie din cauza angajaților. Așa că știu ce spun.
Și mențin, am zis, mențin punctul de vedere. Ți-a atent, te zice bine. Consilier județen chemați la audieri, ancheta DNA în cazul șoselei construite din fonduri europene care se oprește în pădure. Oh, da, aici este o chestie foarte interesantă, pentru că, uite, 4 angajați ai Consiliului Județean au fost audiați la Direcția Națională Anticorupție Alba Iulia despre modul în care a fost derulat proiectul de modernizare a drumului județean 687, lung de vreo 30 de kilometri, finanțat din fonduri de la Uniunea Europeană, șosea inaugurată, dar, într-adevăr, se oprește la limita de județ. Pentru că nu poți să... Ia să vedem. Mi se pare cu Carașul era... Uite, da, Lunca Cernii de sus, Gura Bordului și se oprește la limita dintre județul Hunedoara și Caraș-Severin. Dar nu cum să treci pe cealaltă... Dar nu poți să continui lucrarea. Dacă, administrația județeană din, da, din Caraș nu a făcut, corect, nu a continuat. Păi acum ce să facem? Să stăm să așteptăm după ei, știi? Normal că te oprești la limita de județ, că dacă treci de, dincolo de limita, păi sigur că da. Iară te ia nu știu cine în colimator, că ce ai făcut, cum poți să lucrezi pe proprietatea altuia? Ori în cazul finanțărilor europene este foarte clar că trebuie să demonstrezi că ești proprietar pe terenul pe care urmează să faci investiția sau pe imobil, mai bine spus. Așa că, nu, dar din nou aceeași chestie, hai să ne aflăm în treabă, dacă pot să zic așa. Nu contest, cine știe ce alte documente ori fi la... De desubturi. La, da. Detalii. Așa, sistemul de management al parcului natural Grădiștea Muncelului Cioclovina a adus la standarde europene. Iată și o, o știre bună. Da. În sfârșit, așa, pe final de program. Și lucrările la drumul spre Regia, spre Sarmizegetuza Regia, iată, aproape finalizate. Exact cum spunea și doamna Vetuța Stănescu. Cadou de urgență. Se încadrează, da? Da, e o campanie, susținută de cei de la Glasul împotriva primăriei Deva, dar asta este. Cum spuneam, nici la Straja, nici în stațiunile montane de la noi sezonul nu a început... Nu a început cum trebuie. Nu a început cu piciorul drept, ci cu stingul. Acum, cum spuneam și ieri, cu mama natură nu ne putem pune. Asta este. Bun. Până și tunurile de zăpadă artificială, dacă afară nu se îndeplinesc temperaturi cu minus sau chiar 0 grade, nu pot funcționa. Da, bineînțeles. Contractele de dezăpeziri publicate pe site-ul Prefecturii Hunedoara. Îți spuneam chiar înainte că de asta zâmbeam mai mult când a început emisiunea. Foarte mult... am dezbătut subiectul aici la noi în emisiune cu reprezentanții Consiliului Județean. Cred că am fost printre primii care am anunțat sau care am promovat proiectul Consiliului Județean de a semna contracte cu firme cărora să le solicite monitorizarea mașinilor prin sistem GPS. Bun. Să se poată verifica fiecare cetățean, să vadă unde este mașina în caz că e înzăpezit. Pe site-ul Consiliului Județean, sigur că da, harta și cu mașinuțele și ce fac și unde fac și unde sunt. Da? Deci clar este proiectul Consiliului Județean, proiect pilot. Da. Pentru că nimeni din țară nu a mai făcut așa ceva. Până și cei care trebuiau să autorizeze acest proiect au stat și s-au gândit vreo 2 luni de zile și i-au luat la întrebări, dar de ce trebuie neapărat cu sistem GPS? Da, cum se spunea că au trebuit să răspunde la un set de întrebări. Acum prefectura, știți cum se întâmplă de obicei, cineva trebuie să-ți fure ideea, cineva trebuie să fure startul, știi? Iată, contractele de dezăpeziri publice pe site-ul Prefecturii Hunedoara, deși Prefectura Hunedoara trebuie să iese în evidență cu ceva, adică reprezentanții guvernului, nu? Pentru că altfel dacă tot urmează niște modificări, niște restructurări, poate chiar începe și acel proces de regionalizare, s-ar putea ca unii și alții să-și piardă posturile sau să dispară niște instituții. Și hai să ne facem și noi simțiți, să ne facem și noi utili și ne lăudăm cu munca altora. Asta este, Nicol. Îți mulțumesc mult!
Gata cu revista presă. Gata. Nu mai avem timp. Oh, nu mai avem timp. Și acum o să invit pe cei de acasă să urmărească un material prin care Roxana Oșanski împreună cu cei de la Centrul de Cultură au reușit să aducă un zâmbet pe buze în perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă celor care au probleme de sănătate, celor care trăiesc în centre unde sunt îngrijiți, dar au nevoie și de câte un zâmbet. Iar ei au reușit să le aducă, dar mai mult o să vedem chiar acum în material. După care luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici în sufrageria mea la Corineața, la atelierul lui Moș Crăciun cu invitații mei din această dimineață. Hai să urmărim materialul! Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Noi am venit să le spunem din suflet la mulți ani și mai ales multă sănătate și sperăm ca darul nostru, în primul rând muzical, să le fie ajuns la suflet, că despre asta e vorba. Să știi că au cântat împreună cu voi. M-am bucurat foarte tare, chiar am observat și eu. Asta înseamnă că încercarea noastră, că și pentru noi a fost o încercare, a ajuns exact acolo unde trebuie și dacă dânsii le-am reușit să le facem o bucurie, noi ne bucurăm mai tare decât ei. Am văzut și lacrime aici, să știi. Da, da, da. Am văzut și lacrimi, sperăm că de bucurie din partea noastră, sigur, a fost de amar, pentru că ne aducem aminte, din păcate, de ei doar în astfel de momente. Se cuvine să mulțumim acestor minunați copii, instructorilor și educatorilor care îi îndrumă pentru faptul că astăzi, în zi de sărbătoare, ați adus o rază de speranță în sufletul beneficiarilor noștri și un zâmbet pe chipul lor care astăzi s-a luminat, la fel cum și dumneavoastră, prin colinzile pe care le-ați prezentat, ați adus un suflet mare în rândul beneficiarilor noștri care astăzi vă mulțumesc pentru prezență, vă spun la mulți ani dumneavoastră, copiilor, părinților, instructorilor și
și celor care vă coordonează. Vă mulțumim pentru participare, iar noi în continuare vom merge la alți clinicuri în alte 4 centre ale noastre. Vă mulțumim! Frumoasă surpriză! Primii colindători aici la Cămin? Chiar foarte frumoasă și mă bucur din suflet că aproape în fiecare an vin colindătorii care aduc în sufletul bolnavilor și în sufletul beneficiarilor o mare bucurie cu ocazia venirii sărbătorilor de Crăciun. Ce v-a impresionat cel mai mult la prestația copiilor de astăzi? În primul rând sunt niște copii profesioniști, niște copii care au talent și prin talentul lor și prin tot ce au făcut în centru au făcut ca sărbătorile să intre în sufletele beneficiarilor și în sufletul nostru tuturor cu ocazia sosirii sărbătorilor de iarnă și a datinilor care se practică în fiecare sat sau în fiecare cătun din comunitate. În subordinea Bibliotecii Județene Ovidiu Soceanu funcționează 5 filiale. Filiala numărul 4 funcționează în incinta Școlii Generale din Cristuri și deține peste 10.000 de cărți din diverse domenii: literatură, știință, drept, religie, artă, sport, pedagogie. Filiala este dotată cu 10 calculatoare care oferă acces gratuit la internet pentru utilizatori. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, instituție în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, oferă cele mai bune servicii producătorilor agricoli: cursuri de calificare profesională, consultanță agricolă gratuită, asistență tehnică în domeniul agricol, organizarea de târguri, expoziții și schimburi de experiență, consultanță privind legislația agricolă, accesarea de fonduri naționale și europene în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2014-2020, crearea de parteneriate public-private cu asociații profesionale ale producătorilor agricoli. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, cel mai bun partener al afacerii dumneavoastră. Spitalul Veterinar Andivet este rodul muncii și gândirii unei echipe de medici veterinari dedicați celor mai fideli prieteni ai noștri și anume animalelor noastre de companie. Spitalul Andivet pune la dispoziția clienților servicii non-stop de asistență veterinară. Doctorii veterinari specialiști asigură o gamă largă de consultații pentru animalele dumneavoastră de companie. Spitalul dispune de medicamente de cea mai înaltă calitate pentru efectuarea tratamentelor după diagnosticare. Deparazitarea internă și externă este realizată cu produsele cele mai eficiente de pe piață la ora actuală, iar vaccinarea animalelor de companie se efectuează cu produse de înaltă calitate și eficiență. Datorită specialiștilor în stomatologie veterinară și dotării profesionale în acest domeniu, se pot efectua detartrări, extracții dentare, tratamente ale carilor dentare, chiar și reconstrucție dentară. Sala de operație a Spitalului Veterinar Andivet este dotată cu aparatură ultramodernă,
putând efectua în condiții de siguranță operații chirurgicale complicate, animăluțul aflându-se în perfectă siguranță. Acesta beneficiază de un protocol preoperator și îngrijit postoperatorii. Spitalul Veterinar Andivet dispune de un ecograf performant, putându-se efectua ecografii foarte precise, care vin în ajutorul doctorilor pentru un diagnostic precis. Tot aici găsim un aparat foarte performant, putând efectua orice tip de radiografie, de la cele pe oase la cele cu substanță de contrast. Este foarte important să se realizeze periodic buletine de analize din sânge, pentru a se vedea starea de sănătate a prietenului nostru fidel, prin diferite examene de laborator. Toaletarea ocupă și ea un loc fruntaș, iar aici vă stă la dispoziție departamentul de cosmetică canină. Spitalul Veterinar Andivet dispune de o ambulanță cu dotările necesare pentru a oferi atât tratamentul de urgență a animalelor accidentate sau aflate în stare de șoc, cât și deplasarea acestora în condiții corespunzătoare de monitorizare până la spitalul veterinar. Începând cu anul 2011, și-a deschis porțile și pensiunea canină și felină. Aceasta se află lângă clădirea Spitalului Veterinar Andivet și este alcătuită dintr-o curte interioară și două spații de cazare separate, împărțite pentru câini de talie mică și câini de talie mare. Spitalul Andivet. Fidelitate pentru prieteni fideli. Evo Media Deva, grafic design, print digital, producție publicitară. Evo Media Deva, imaginea ta contează. Evo Media Deva, sună chiar acum. Forma fizică și bunăstarea sunt lucrurile principale pentru a învinge în viață. Eliminarea stresului de zi cu zi te ajută să-ți regăsești gusturile și să înfrunți cu succes micile probleme de peste zi. Cu Naturhouse redescoperi plăcerea de a avea un stil de viață sănătos. Vino să ne cunoști! Aici te așteaptă un consultant în nutriție și o gamă variată de produse naturale pentru o alimentație sănătoasă. Naturhouse și Îndeva, Bulevardul Iuliu Maniu, bloc L4. Naturhouse, experții nutriție și dietetică. Luna cadourilor aduce spectre sonore. Concert instrumental susținut de elevii Colegiului Național Decebal din Deva și vernisaj de desene, tapiserie și pictură. Purtat de magia sunetelor și culorilor, în 8 decembrie, începând cu ora 18, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Sala Șemineului. Organizat de Colegiul Național Decebal din Deva, în parteneriat cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Centrul Cultural Drăgan Muntean și ONG Piano Modus Vivendi. Spectre sonore, în 8 decembrie, începând cu ora 18. Ce contează este definit de imagine. Pentru o imagine care contează în lumea modernă, aveți nevoie de profesioniști. InfoHD vă propune cea mai bună ofertă de producție și promovare prin imagine. Nimic din ce este imagine nu ne este străin. Profesioniști cu aparatură de ultimă generație vă oferă filmări speciale în tehnicile HD, Full HD și 4K, excepționale filmări aeriene cu drona, filmări subacvatice cu GoPro, filmări rotative cu Dolly. Producem și difuzăm spoturi video, filme de prezentare, reportaje, documentare și filmări evenimente. Pentru a căpăta valoare, orice eveniment are nevoie de imagine de calitate. Doar cu InfoHD, orice eveniment devine special. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0756-138-945 sau la adresa de e-mail marketing@infohd.tv. InfoHD, imaginea care contează! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
administrația și viața socială a județului tău. Venit la mine în sufragerie. Astăzi vă pregătim un spectacol extraordinar de frumos, tocmai de aceea. La mine, la cafeluță, sunt invitații domnul director Florin Ilieș de la Colegiul Național de Cebal și împreună cu un elev minunat și foarte, foarte talentat, o să vedeți, are multe, 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 multe talente. Este vorba despre George Cristian Petrușan. Bună dimineața! Ce faceți? Vă pregătiți de sărbătoare? Astăzi împreună sunteți ajutoarele lui Moș Crăciun, deoarece pregătiți așa cadou de Crăciun un spectacol minunat. Da. Elevii noștri astăzi vor începe, de fapt, seria de spectacole dedicate Crăciunului și primul spectacol va avea loc la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, în sala Șemineului, un spectacol pe care îl organizăm împreună cu muzeul și cu Centrul Cultural Drăgan Muntean și Asociația Piano Vivendi. Ne bucură că reușim să organizăm un asemenea spectacol, un concert de fapt instrumental, susținut de elevii noștri, elevii de cebaliști. Este în premieră, nu am mai organizat asemenea spectacole. Este pentru prima dată când realizați un spectacol, da, așa? Da, este pentru prima dată un concert instrumental, nu am mai organizat până acum și de aceea cu toții avem emoții și să îmbinăm muzica cu artele plastice. Elevii noștri vor prezenta în sălile muzeului o expoziție de desene și pictură dedicate sărbătorilor de iarnă. Deci vor fi elevii talentați care își vor prezenta talentul după masă într-un spectacol inedit. Astăzi, începând cu ora 18, o să aibă loc acest minunat spectacol, mai exact la Castelul Magna Curia, pentru că majoritatea, da, acel corp de clădire așa îl, da, recunosc. Da, la Castelul Magna Curia, la ora 18, vă invităm să participați. De asemenea, sunt invitați elevii din clasa 9, care vor și recita. O, ce frumos! Trebuie să recunosc că, domnule director, mi-a atras foarte mult atenția numele spectacolului. Cum ați ales să-l intitulați și anume Spectre Sonore. Sună atât de frumos, de muzical și îmbină atât de perfect exact ce se întâmplă acolo. Muzică cu pictură. Da. Când am ales titlul spectacolului, denumirea evenimentului în general, așa, m-am consultat cu mai multă lume și vreau să vă spun că ideea nu mi-aparține, aparține directorului Centrului Cultural Drăgan Muntean, domnului Gruian. Împreună ne-am consultat și am ales varianta cea mai potrivită. Am văzut că trebuie să prezentăm și muzică și desen și să le îmbinăm și atunci, sigur, Spectre Sonore reprezintă cel mai bine activitățile pe care noi le vom desfășura după masă. George, Cristian, cum prefer să-ți spun? Oricum. Oricum? Îți, da, place și George, îți place și Cristian, dar prietenii cum îți spun? Și George și Cristian. Și George și Cristian. Of, cum să fac? Hai, uite că-ți spun, George. De unde pasiunea ta pentru muzică? De când eram mic, am fost la liceu de arte. Părinții m-au înscris și am început să studiez pianul încă din clasa 1. Și de atunci îmi place foarte mult să cânt. Azi înțeleg, tu cânti și la pian? Da. Pe bune? Da. La câte instrumente cânti? La cel puțin două, mai bine. Două, mai bine. Și restul le faci doar de pasiune? Da. A, așa.
Și de atunci, care au urmat, care au fost pașii pe care tu i-ai urmat? Am studiat 5 ani cu doamna profesoară Lia Aradi, după care dânsa a ieșit la pensie și am studiat cu doamna Perț Alina și cu doamna Mariana Onțanu. Și pot să spun că am devenit chiar destul de bun. Așa îmi place de tine. În sfârșit, tineri care știu să pună punctul pe ei și să nu le fie rușine să recunoască atunci când fac ceva foarte bine. Mai trebuie să lăsăm câteodată și modestia deoparte, corect? Corect. Așa. Astăzi, ce o să-mi cânti? Pentru că știu că nu ai venit doar așa. Mi-ai adus și un cadou de Moș Crăciun, de fapt de Moș Nicolae, că e mai aproape Moș Nicolae. Jingle Bells. Jingle Bells? Da, un colind. Un colind? Uite, chiar te rog acum să-mi cânti. Pe urmă o să vreau să te mai întreb multe, că sunt, am multe curiozități. Știu că tu ești un elev foarte talentat la mai multe domenii, nu doar la muzică, să știți. Da. Hai să vedem cum sună Jingle Bells. Trebuie să recunosc că datorită lui George, magia sărbătorilor de iarnă se simte și aici, la mine, în sufragerie. Și, domnule director, sunteți un norocos că sunteți înconjurat de așa tineri talentați. Da, avem mulți copii talentați și după masă, o să vedeți, sunt 17 elevi care vor concerta și... Care sunt instrumentele la care vor concerta după masă elevii noștri de la Decebal? Pian, vioară, chitară, da. Și trombon. Și trombon. Da. Ce frumos! O să fie și melodii care nu sunt de sărbătoare de Crăciun, mă refer. O să fie din repertoriu... Nu numai de Crăciun. Melodii dedicate Crăciunului, vor fi și alte melodii... Domnul profesor Cristian Dumitriu, el a făcut selecția, selecția elevilor, selecția piesei, dânsul s-a ocupat de foarte mult de organizarea spectacolului și pentru aceasta vreau să îi și mulțumesc. George, da. Cum te simți când știi că de seară o să cânti în față la atâta lume? Ai emoții? Puține. Ai puține emoții? Da. Da, te bucur că ți s-a dat ocazia să poți să-ți arăți tot ce ai învățat și ce ai acumulat în acești ani în muzică. Da, chiar mă bucur și să putem să cântăm într-un concert așa de mare, mare. Și să cum zice? Da, acum hai să lăsăm un pic muzica la o parte și să trecem la celelalte activități ale tale. De curând, mai exact, de dimineață, am aflat că ești foarte bun și la șah. Da. Cum se împacă muzica cu șahul? Șahul e foarte greu, adică nu oricine poate să joace șah. E vorba de strategie și de foarte multă minte pentru șah. Da, de când eram mic am început să joc cu tata șah. El m-a condus spre șah. M-am învățat mutările și mai târziu, pe la vârsta de 7 ani, mama m-a dat la clubul de șah și am învățat acolo mai multe tehnici, să spun așa, scheme și am încercat să devin cât mai bun și la șah. Ai participat și la diferite concursuri? Da, chiar acum, de 1 decembrie, am fost la Drobeta și am obținut 4 puncte jumate din 7.
într-un concurs internațional. Internațional? Da. De fapt, au fost 3 elevi decebaliști, nu? Da. Spune tu. Eu, Răcășan Filip și Vlad Mihăiescu. Răcășan Filip în clasa pregătitoare și Mihăiescu în clasa 1, dacă nu mă înșel. Elevi decebaliști, toți 3 au participat cu clubul de șah la acest concurs internațional, nu? Da. Și au avut rezultate foarte bune. Sunt foarte multe activități extrașcolare la care participă elevii Colegiului Național Decebal și culmea, nu doar la cele care sunt materia obligatorie de la școală, și la celelalte activități extrașcolare vin cu rezultate extraordinar de bune. Sigur că da, aceste activități extrașcolare îi ajută pe elevii noștri să obțină rezultate bune la învățătură. Sigur, șahul îți dezvoltă inteligența, logica și, sigur, rezultatele la școală pot fi influențate. Deci aici este o strategie pentru a-i ușura pe elevii noștri la învățat. Sigur că da, șahul este un sport al minții și foarte mulți elevi ai școlii noastre practică acest sport. Vedeți, sunt copii în clasa pregătitoare, înscriși în clubul de șah în clasele 1-4, în liceu, și acest lucru ne bucură. Desigur, nu numai școala, dar și familia are un rol important, așa cum a spus și George. Dacă familia înțelege că aceste activități extrașcolare îi ajută foarte mult pe elev să obține rezultate bune la învățătură, atunci sigur că scopul nostru sigur va fi îndeplinit. Așa se întâmplă cu șahul, așa se întâmplă cu sportul, pentru că și sportul îi ajută foarte mult pe elevii noștri să obțină rezultate foarte bune, îi disciplinează, îi ordonează, le dezvoltă gândirea. Șahul, sportul, dansurile, activitățile de club, vă spuneam data trecută când am fost aici, cercurile științifice îi ajută pe elevi să-și îmbogățească cunoștințele de fizică, de matematică, de chimie. Îi ajută foarte mult să învețe ce înseamnă munca în echipă, deoarece în momentul în care vor ieși de pe băncile școlii și o să se angajeze absolut oriunde vor lucra, vor lucra în echipă, și atunci și asta este un punct foarte important pe care ei îl învață. George, ce-ți dorești să faci pe viitor? Care e meseria la care te-ai gândit să o îmbrățișezi? Acum, ținând cont de faptul că îți place și muzica, îți place și șahul, și mi-a șoptit mie un ajutor al lui Moș Crăciun că ai și note extraordinar de bune la școală. Da, îmi place foarte mult matematica. Matematica, Doamne! Deci sunteți minunați când vă aud că spuneți că vă place matematica. Noi, generația noastră, toți fugeam de matematică. Îmi place matematica și informatica. Mi-aș dori să devin un programator. Da. Și să urmez facultatea de Politehnică. Politehnica. Da. Deci îți dorești pe viitor să lucrezi într-o multinațională și să realizezi programe. Da. Domnule director, și aleg meserii grele. Da, o meserie foarte grea. Și fratele lui studiază informatica. George e foarte bun la matematică, la fizică, la chimie, are note foarte bune. Probabil că pe lângă informatică va mai alege și o altă facultate, probabil muzica, m-am gândit eu că îi s-ar potrivi foarte bine, ar fi ceva complementar și cred că ar face performanțe și la muzică. Ai luat în calcul muzica? Ți-ar plăcea să studiezi muzica mai departe, la un alt nivel? Mi-ar plăcea, dar necesită foarte multă muncă. Și ție îți place exerciții? Să muncești? Nu chiar. Ei, nu chiar, nu-mi spune, pentru că s-a văzut aici, ai interpretat extraordinar de frumos Jingle Bells și e o melodie destul de grea, cu atât mai mult să o interpretezi la trombon. Adică ne este nouă greu să o cântăm vocal, dar aminte la un instrument. Da. Hai că uite, poate cine știe, domnul director, eu până la urmă te influențăm și o să urmezi conservatorul. Probabil. Este nevoie de foarte multă muncă și de talent ca să urmezi conservatorul și să-l finalizezi cu bine.
Da, adevărul este că nu este o facultate ușoară, este o facultate grea, conservatorul, dar o să faci față, cum ai reușit aici la Colegiul Național de Ceval, unde se cere un anumit nivel, sunt foarte convinsă că și acolo o să reușești. Domnule director, cum a fost anul 2015 pentru dumneavoastră aici la colegiu? Da, că ne apropiem de final. Eu zic că a fost un an bun pentru școala noastră, cu rezultate foarte bune. Întotdeauna ne raportăm la rezultate. Dacă ne referim la concursuri și olimpiade, în acest an am obținut poate cele mai bune rezultate la olimpiadele naționale și internaționale. Am avut elevi care au fost selectați în loturile lărgite pentru olimpiadele internaționale, am avut elevi care au reprezentat România la olimpiadele internaționale și am avut un premiu la Olimpiada Internațională de Geografie. Rezultate bune. De asemenea, la concursurile și examenele naționale, copiii noștri s-au comportat foarte bine. La evaluarea națională am avut rezultate remarcabile. Aproape toți elevii noștri au reușit să rămână în școala noastră, absolvenții claselor a 8-a, într-un procent de 97% ne-am păstrat elevii la repartizarea în liceu. La examenul de bacalaureat, de asemenea, rezultate bune și în acest an. Activități extrașcolare, parteneriate, schimburi am avut în acest an cu școlii din străinătate. A fost un an foarte încărcat, plin de evenimente și ne bucură acest lucru, cu toate că școala este foarte mare. În acest an am avut sau avem înscriși 1600 de elevi la toate formele de învățământ și trebuie să păstrăm un standard ridicat al cerințelor, că numai așa vom obține și rezultate foarte bune la examene. Dacă nivelul pe care îl pretindem este scăzut, atunci sigur că nu putem face față provocărilor, concursurilor, examenelor și există pericolul să apară și eșecul. De aceea decebaliștii muncesc, învață, dar se și distrează și știu să se bucure de rezultatele pe care le obțin. George, ai emoții pe după masă? Mai ai un pic. Câteva ore. Da, mai trebuie să mai repet și să... Cât repeți pe zi? Cam o oră. O oră pe zi? Da. O oră pe care, la urma urmei, o consideri relaxare? Da. Uite, de după masă, abia aștept să vin, începând cu ora 18 la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, mai exact la Castelul Magna Curia, în sala Șemineului, pentru a ne putea bucura de muzica interpretată de tinerii noștri talentați de la Colegiul Național de Ceval. Domnule director, vă mulțumesc mult de tot că ați venit în această dimineață și la noi. Și noi vă mulțumim. George, îți mulțumesc și ne vedem după masă la spectacol. Abia aștept să vă aud. Eu trebuie să recunosc că în momentul în care am filmat promo-ul cu ei, i-am auzit deja și sunt foarte curioasă să văd de seară cum vor fi acolo, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Transmit o emoție, exact emoția Crăciunului, și abia aștept să vin acolo, da? Da, vă așteptăm. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Cel mai important, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți. Pe mâine dimineață, începând cu ora 7, o să ne trezim din nou împreună cu zâmbetul pe buze. Până atunci, ne vedem pe pagina noastră de Facebook Corinața Perfectă. Rămâneți pe Info HD. Pa, pa!